Hello, hello și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Sunt cu Mihai, cu soțul meu și astăzi mergem la Buckingham Palace. Este duminică, 25 februarie, mergem să vedem schimbarea de gardă, pentru că dacă vă vine sau nu să credeți, Mihai n-a văzut-o niciodată. Ai văzut vreodată? Nu. Vrei să vezi? Vreau. Da. Nu e foarte convins. Ideea este că l-am luat cu forța pentru că are o perioadă atât de încărcată la job. El lucrează în domeniul financiar și nu mai știe de capul lui cât are de muncă. Și nu vrea să mergem nicăieri, așa că l-am luat cu forța. Culul la Buckingham este foarte aglomerat, e nebunie. Și Mihai zice, bine, eu sunt stresat și tu mă duci unde e nebunie. Eu zic că totuși am ales bine. Haideți să mergem împreună să vedem. Și cred că la sfârșitul zilei Mihai o să aibă o stare mult mai bună și mai relaxantă. Bineînțeles că știu de ce o să fie mai bine după plimbarea asta. Am un secret, așa cum am pentru toate locurile turistice din Londra. Mi-am pus o bentiță albă. În Londra se poartă foarte mult bentițele acestea, mai ales cele de culoare alb. Și chiar îmi place cum stă. Este ora 10, suntem în stația de metrou. Parada începe la ora 11. La Buckingham ajungeți cu metroul Jubilee de pe linia gri până la stația Green Park. Am ajuns la Green Park. Destul de aglomerat. Se vede că merge lumea la schimbarea de gardă la Buckingham. Fiind pe linie de transport intern, putem plăti cu cardul normal. Nu avem nevoie de card special de transport sau de bilete speciale. Iau ce vreme frumoasă! Avem soare! Asta este ieșirea din metrou. Stația Green Park. În mod obișnuit, drumul către Buckingham trecea pe aici, dar se reface aleea. Sunt lucrări. Asta e foarte bine. Vom avea o alee nouă și mai frumoasă. Mă bucur mult. Și din acest motiv, astăzi, drumul către Buckingham trece pe aici. Este o alee paralelă cu cea pe care probabil mulți dintre voi o cunoașteți. Uite, au început să înflorească narcisele din parc. Ia uite ce e aici, mamă, ce frumusețe! Lumea merge liniștită, relaxată, civilizată. Iar aici, în partea stângă, sunt locuințe de lux. Da, nu știu, cu locuințele astea care dau spre parc, nu am o nostalgie, că așa stăteam și noi în București. Tu ai nostalgie cu ele? E frumos, sunt frumoase, da. Cum? E frumos să ai o vedere deschisă în față și să ai un parc în loc de un bloc. Da, așa este, e frumos. Eu mă gândeam, vă spun sincer, că astăzi, fiind așa de frig, o să fie mai puțină lume. Și mă surprinde să văd că e ca de obicei. Mergem cu puhoiul. S-a cucuțat lumea peste tot. Hai și noi pe aici. Nici nu știu încotro să mă duc. S-a cucuțat ăștia pe balustradă. Au ce pe aici. Na.
încercăm să ne găsim și noi un loc. Bulevardul este închis. Nu prea poți să treci decât atunci când face poliția semn. Aș vrea să ajung aici, în față, unde e fântâna, dar nu știu dacă mă lasă. Nu știu ce să zic. Asta este poarta principală de ieșire din parc. Iar acesta este Palatul Buckingham. Încerc să traversez, să ajung acolo în față. Nu, bine că ne lasă să traversăm, asta e bine. Să ajung și eu mai aproape de palat. Na, vedeți? Bulevardul este gol. Este închis pentru traficul auto. Am ajuns la gard, la Buckingham. Și evident că nu te poți apropia. Da? O să vedem. Întotdeauna se ivesc cu ocazii dacă ai destulă răbdare. Iar eu, când lucram la editură și eram fotograf, mi-am exersat mult răbdarea. Iată-ți poliția în uniformele festive. Și asta este intrarea la Buckingham. Și ăștia sunt oamenii și trebuie și noi să ne așezăm undeva, unde să nu încurcăm pe aici pe undeva. Gata, cu tupeu maxim. Am luat bulevardul în piept și traversăm și noi. Și am ajuns la fântână, locul în care mi-am dorit să fiu. Știu că de aici se vede cel mai bine. Știu că evenimentul poate părea copleșitor din cauza numărului mare de oameni, a publicului, dar să știți că energia din piață este una pozitivă și e foarte plăcut. Vă recomand să veniți să participați la această ceremonie. O să vă placă mult! Ceremonia de schimbare a gărzilor regale are loc de 3 ori pe săptămână, iar programul îl găsiți actualizat pe site-ul Palatului Buckingham. Evenimentul începe dimineața la ora 11, atunci când se face schimbul dintre vechile gărzi și noile gărzi, iar ceremonia propriu-zisă începe exact la ora 11:30 și toate gărzile sunt formate din soldați adevărați. Ceremonia este formată din două părți, schimbul de gardă propriu-zis și apoi urmează partea muzicală în care fanfara soldații interpretează piese simfonice cunoscute. Se vede în curtea palatului trupa care se pregătește să plece. L-am adus și pe Mihai aici lângă mine. El e bodyguardul meu. Vă dați seama câți hoți sunt aici în zonă.
Eu tot insist pe asta cu hoce, pentru că sunt foarte multe evenimente, inclusiv poliția a pus afișe peste tot, să avem grijă la buzunare și la genți. Își predau raportul de gardă. Asta este partea oficială, dar urmează partea artistică și momentele pentru care vin aici atât de mulți oameni. Eu am ales să stau aici la fântână pentru că mi se pare punctul din care pot să am o imagine de ansamblu asupra evenimentului. Dar dacă vreți să vedeți exact spectacolul, va trebui să veniți mai devreme, cam cu o oră înainte de ceremonie, ca să prindeți loc la gardul de la palat, pentru că spectacolul artistic are loc în curte și de aici de la fântână nu aveți cum să-l vedeți. Acum depinde fiecare ce anume vrea să vadă. Ceremonia durează aproape 45 de minute și după ce a început, nu vă mai puteți muta. Dacă ați ales să stați la gard, la gard, rămâneți. Dacă ați ales să veniți aici la fântână, aici trebuie să rămâneți până la final. Se deschid porțile și pleacă trupa de la garda veche. Aceasta este partea mea preferată din toată ceremonia și motivul pentru care îmi place să stau aici, la fântână. Pe lângă faptul că sunt scări și sunt mai sus și văd mai bine și îmi place să văd trupa cum mărșăluiește. Mi se par foarte, foarte frumoși soldații ăștia. Și acum se duc la bază, făcând turul de onoare pe bulevard. Toată lumea îi pozează, îi fotografiază.
este gata, se închid porțile palatului și oamenii încep să fugă după paradă pe bulevard. Și noi o să mergem într-un loc unde Mihai se va relaxa, că nu prea i-a plăcut aici la aglomerație. Ce zici, ți-a plăcut? Da, a fost frumos. Dar de ce au costumele astea cu pălăriile alea? Acum că e frig merge, dar vara au aceeași uniformă cu pălăriile alea de blană. Astea dintotdeauna au fost o uniformă de show-off, adică să demonstrezi că cine ești, că îți permiți să dai bani pe asemenea show-uri. Că asta... ești bogat și puternic? Ești bogat și puternic, da, e o demonstrație de forță. Am înțeles. Dar că aici au plăcut? Da, superb că ai, absolut superb. Unde mergem acum? Acasă? Mergem, da, în parc. Vrei acasă? Nu, mergem în parc. În parc. În parc, da. Mergem în parc să te relaxezi. Cum a fost? A fost greu cu atâta lume? Da. E greu, nu? Da, prea mulți. Vremea ține în continuare cu noi. Așa că ar fi păcat să nu dăm o tură de parc. Mai ales că, cred, că au înflorit narcisele și ghioceii și brândușele. Și cred că va fi minunat. De toată lumea pleacă, haideți în parc, pe relaxare și pe visare. Se aud toate limbile pământului. Zici că suntem la turnul Babel. Așa de mulți turiști sunt, de toate naționalitățile. Fântâna de lângă Palatul Buckingham este un monument dedicat reginei Victoria, un memorial. A fost dezvelit în anul 1911 și după aceea s-a mai lucrat la ea câțiva ani. A fost finalizată în anul 1924. Bulevardul este închis în fiecare weekend, indiferent că este sau nu spectacol cu schimbarea de gardă. Țiuie semaforul. Țiuitul este pentru persoanele nevăzătoare, ca să știe și ele când e roșu, când e verde. Wow, uitați-vă ce frumos e în parc, o, Doamne! Uite brândușele, narcisele. Ui, ce frumos e! Minunat! Măi, dar copacii ăștia bătrâni sunt impresionanți. Îți transmit așa un sentiment foarte plăcut. Câți ani crezi că au copacii ăștia? Au 200-300, nu? Da. Cam așa. Da. Atât de groși, clar. Da, minunați sunt. Aici este un chioșc cu băuturi calde și sandvișuri. Nu vinde băuturi alcoolice. În Londra, ca să vinzi băuturi alcoolice, trebuie să iei licență și nu toate magazinele și chioșcurile plătesc licență pentru alcool. Revine natura la viață, deci îmi vine în gând versurile lui Bacovia. Verde crud, verde crud, mugur alb și roz și pur, vis de albastru și de azur, te mai văd, te mai aud. Wow. Și vine iarăși primăvara. Minunat e sentimentul că ești viu și că e viață în jur. Doamne, cât e de frumos! Gazonul ăsta care e impecabil, florile care ies atât de frumos în evidență, liniște pentru că nu circulă mașini, oameni civilizați, fiecare își vede de treaba lui, e perfect. Iată și trupa de la gardă care intră. Aici cred că au ei sediul și așa ar trebui să fie. Uite aici. S-a oprit toată circulația, poliție, ordine și disciplină. Fără ordine și disciplină, lucrurile nu funcționează cum trebuie. E haos. Ia uite și pe frumoși ăștia cum ies.
Cum intră, nu cum ies, eram cu ochii după cai. Asta e clădirea regimentului de gardă. Aici unde am intrat? Da, da, da. Ce fain e pârcul ăla de narcise la baza copacului. Da, cum s-a așezat el acolo. Ăsta e locul de joacă pentru copii. Mai da narcisele astea, wow, ce vibe îți dau. Zici că te simți de parcă abia te-ai născut și urmează să mai trăiești cel puțin 100 de ani. Ce înseamnă natura? Pârcuri de narcise. Sunt mii, zeci de mii de narcise. Astea sunt brândușe. Uite, un covor întreg de brândușe. Nu le rupe nimeni. Din potrivă, oamenii le oculesc cu grijă să nu le strivească. Mai ce frumusețe! Bine ați revenit, dragilor! Ce mult v-am așteptat, că mie nu-mi place iarna. Frumoaselor! Nici nu știi unde să te uiți mai întâi. Uite, potecă. De la câți oameni se plimbă pe aici. Copacul ăsta înflorit e plin de papagali. Ia uite. Cred că sunt 10. Nu se văd prea bine că sunt florile și crengile. Să încerc să văd dacă îi filmez mai bine. Baza ei. Ciugulește florile. Ia uite. Câți mai sunt? 2, 3, 4. Unii vin, alții pleacă. Dai. S-a aprit lumea să-i fotografieze. Ia uite-i. Se văd totuși, pentru că ei sunt verzi. Da, da, da. Și pe fundalul de gri al cerului cu flori roz, ia uite-i. Ce faci, mă, acolo, mă? Ce gulești florile, mă? Ce foame, mă, șufletiel. Mai mult le aruncă decât le mănâncă. Aia, le rup și le aruncă, dar nu știu ce suc de la bază. Suc, da, suc, ceva așa e. Aruncă floarea și își bagă ciocul și suge. Gata, au plecat. Uite, aici oamenii au organizat o cantină ad hoc prin care rănesc păsările, lebedele. Uite și o lebădă neagră. Și păsările s-au învățat și nu au nicio problemă, vin la cerșit cu încredere, știu că nimeni nu le face nimic. Uite și un cocostârc. Ăla e cocostârc? Da, da. E cocostârc. Da. Și dacă nu le dai mâncare, stau așa, se poziționează și te fixează cu privirea. Uitați-vă ce expresivă e. Și-ți cere mâncare. Să uită cu reproș. Nu mi-a adus nimic? Cât sunt de simpatice. Da, 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 comentează. Ce, hai, nu vă mai uitați mult la mine, dați-mi ceva de mâncare. Deși sunt hrănite de îngrijitori, uite-te la ele ce bine arată, ce gogonoase sunt. Mă, nu vezi ce burtă ai? Nu vezi ce burtă ai? Ce interesant se împletesc trunchiurile astea de copaci și printre ele narcisele. În fiecare an sunt mai multe și mai multe și mai multe narcise. Când am venit prima dată în Londra, am crezut că sunt plantate în fiecare an de grădinari, așa cum fac în parcuri cu celelalte flori. Și până la urmă am înțeles că nu. Narcisele sunt flori perene. Plantezi câteva și ele în fiecare an se înmulțesc și mai multe, și mai multe, și mai multe, până când ajungi, uite, să ai așa, o suprafață foarte mare
plină cu flori. Undeva prin luna mai ele se usucă, rămâne bulbul în pământ și în anul următor răsare și sunt mai multe. Este minunat că te poți plimba fără să te agreseze clădirile. Nici nu le vezi. Sunt așa de bine ascunse. Sistematizarea acestui oraș îmi place. Făcută cu cap de oameni pricepuți. Te uiți până hăt departe, nu vezi niciun bloc, nicio clădire, deși sunt. Da. Și așa e tot orașul. Multe oameni mănâncă pe băncuță, ce plăcut e. Aici este un pub unde puteți mânca. O mâncare de asta simplă, sandvișuri, fish and chips, că fish and chips în Anglia, știți, e peste tot. E cum sunt la noi, micii. Și e foarte frumos lucrat pubul, integrat cu lemn. Nu te deranjează vizual și estetic cu nimic. Și plăcut, vedeți că e liniște. Nu urlă boxele și asta îmi place foarte mult. Dacă vin în parc, vin să ascult natura și să-mi aud gândurile, nu să duduie boxele. Și cât vezi cu ochii verde, liniște și relaxare. Dar și pe Mihai, e încântat. Hello, darling, how are you? Do you like it? Îi place. Nu, ne place foarte mult să ne plimbăm prin natură, nu ne trebuie nimic altceva. Și ce vă ziceam mai devreme, afișe cu avertismente. Atenție, hoții operează în această zonă, poliția metropolitană. Pentru că dacă până și poliția au pus afișe, vă dați seama cât de mulți hoți sunt. Vezi ce frumos se vede roata. Uite ce frumoasă e rața asta cu... Are, uite, capul maro și ciocul portocaliu. Vai ce frumoasă e! Cred că iese pe aici. Unde ești tu? Da, uite, da. S-ar putea să fie rățoi. Că uite, e o pereche și la păsări masculul e mai frumos. Iată și magnoliile au început să înflorească. Și încă o magnolie. Asta e mai bobocită. În caz că nu știți, în Londra e voie să mergi pe iarbă. Uite ce frumoasă e. Da, vă spuneam că în Londra, hello Mihai, în Londra e voie să mergi pe iarbă, de altfel, vara, aici e plin de oameni care stau întinși la soare, nu dezbrăcați să facă plajă, pur și simplu așa, sunt multe firme în zonă și vin în pauza de masă și se întind aici și se reconectează cu natura, se încarcă de energie pozitivă. Survolează elicopterele.
Așa se întâmplă când sunt evenimente și astăzi aici în centru a fost și un maraton. Nu știu ce cauză au avut, cauză în sensul de cauză umanitară. Tot timpul găsesc un motiv pentru care organizează spectacole, maratoane și tot felul și strâng bani. Măi, Doamne, cât e de frumos! Acesta a fost vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Mihai, da. Zi, pa! Da. Vă rog să-mi dați un like și un subscribe, pentru că așa îmi transmiteți ideea că vă place pe unde vă plimb și ceea ce vă povestesc. Vă doresc o zi frumoasă în continuare. Noi mergem acasă, ne este foame, nu am mâncat nimic. Mergem să facem o omletă cu telemea și cu roșii. Poftă bună și vouă, dacă mâncați, dacă sunteți la masă. Ne vedem la vlogul următor. Pa, pa! Aceștia sunt pelicanii din parc. Noi ne așteptam să-i vedem pe lac, dar ei au ieșit să vadă schimbarea de gardă. Leu, dacă ți arde o aripă de asta, chiar m-am speriat. Ia uite-i. A venit îngrijitorul și îi duce înapoi la lac. Da, nu e chiar confortabil să vezi așa niște păsări venind spre tine. Toată lumea s-a agitat. Hai că am încheiat bine plimbarea. Mihai îmi tot spunea că i-a văzut în timpul schimbării de gardă și mai am văzut pelicanii, erau aici. Zic, băi, n-are cum că nu-i lasă să iasă din lac. Ia uite-te, întâmplarea a făcut că s-a demonstrat că are dreptate.